Deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Cartea Exod, capitolul 17. Cartea Exod, capitolul 17, și vom citi de la versetul 8 până la versetul 16. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a bătut pe Amalec și poporul lui cu tăișul săbiei. Domnul a zis lui Moise: scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și i-a pus numele: Domnul steagul meu. El a zis: pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Amin. Plecăm capetele în rugăciune. Mulțumim Domnului pentru timpul de închinare și pentru vremea în care putem sta împreună în casa Domnului. Ne bucurăm de tinerii și cei foarte tineri de la fanfară, să-i binecuvinteze Domnul. Ne bucurăm de familiile tinere și de copiilor, să vă binecuvinteze Domnul. Ne bucurăm de studenți, ne bucurăm de frați și surori, ne bucurăm de seniorii bisericii. Seniorii bisericii sunt cei de la 90 de ani încolo. Să vă binecuvinteze Domnul! Azi dimineață, când fratele Dor a vorbit despre credința mântuitoare și mărturia convingătoare și ne-a povestit experiențele dânsului de pe malul mării, mi-am adus aminte că prima mea întâlnire cu dânsul a fost la malul mării. Trebuia să vină să mă caute, nu ne întâlnisem până atunci, nu ne știam prea bine, să semnăm un memoriu adresat autorităților din vremea aceea și să cerem libertăți religioase pentru biserici, pentru copiii în școli, pentru oameni la locurile de muncă. Și fratele Doru ne spunea că în vremea aceea pe plajă oamenii erau îmbrăcați altfel decât astăzi. Și dânsul era îmbrăcat altfel. N-o să vă vine să credeți, a venit în costum și cravată să mă caute pe plajă. Era ușor să-l descoperim cine este dânsul. Așa a început o vreme de părtășie și de colaborare și cu trecerea anilor ne-am bucurat de harul lui Dumnezeu și de părtășie. Frate Doru, vă aduceți aminte? A fost cel mai decent om pe plajă pe care l-am văzut în viața mea. În seara aceasta vom continua meditația din cuvânt. Așa cum învățăm în Cartea Exod, capitolul 17, bătăliile din vale se câștigă pe munte. Bătăliile din vale se câștigă pe munte. Când ne uităm la întâmplările din Vechiul Testament, Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 10, că aceste lucruri li s-au întâmplat lor ca să ne slujească nouă drept pilde. Pentru ca să nu poftim după lucrurile pe care le-au poftit ei, să nu fim închinători la idoli și să nu facem lucrurile rele, păcatele pe care le-au făcut ei, ci să fie pilde pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile vremurilor, spune Apostolul Pavel. Deci când ne uităm la întâmplările din Vechiul Testament, ele sunt pilde pentru noi ca să ne învețe ce să nu facem
și ce anume să facem. În textul acesta, învățătura este aceasta. Bătăliile din vale se câștigă pe munte. Contextul este următorul. Copiii lui Israel au ieșit din robia egipteană după 400 de ani. Robie grea. Ne spune Biblia că gemetele lor au ajuns la cer. Atât de apăsătoare era robia și atât de mari erau gemetele lor încât se auzeau la cer. Și Dumnezeu l-a ridicat pe Moise ca să aducă eliberarea. Urmează cele 10 urgii care vin peste Egipt și în cele din urmă faraon, sub presiunea lui Dumnezeu, lasă poporul să plece. Este miracolul de la Marea Roșie. Se despică marea, trec ca pe uscat și când armata Egiptului intră în mare, marea revine la loc și înghite cal și călăreți, spune cuvântul lui Dumnezeu, și oastea aceea care amenința poporul nu s-a mai văzut. Trec dincolo marea și Maria conduce poporul într-o cântare extraordinară. Este o cântare atât de glorioasă în Exod capitolul 15. Și ajung în drumul lor spre țara făgăduinței și doar la câteva zile, după toate cele minuni, ajung într-un loc unde apa este contaminată, e amară. Și izbucnește toată nemulțumirea lor. Toată firea lor iese la suprafață. Sunt atât de violenți, sunt atât de hotărâți încât gata, gata să-l omoare pe Moise. Moise cere ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune: ia un lemn și aruncă-l în apă. Și s-au vindecat apele. Și urmează după aceea cârtirile din pustia Sin, că după aceea le este foame și vor să mănânce și carne. Și Dumnezeu le trimite prepelițe în tabără și apoi a doua zi dimineața Dumnezeu aduce pâinea îngerilor, mana cerească, alte miracole. Și după miracole acestea ajung iarăși la Horeb și iar le este sete și iar sunt nemulțumiți și iar cârtesc și iar este gâlceavă și iar Dumnezeu a greșit. Și se întreabă dacă mai este Dumnezeu în mijlocul lor sau nu. Și Moise îl întreabă din nou pe Dumnezeu ce să facă. Și Dumnezeu îi spune să ia toiagul. Toiagul lui Moise, care este de acum, din Exod capitolul 3, toiagul lui Dumnezeu. Să lovească stânca Horebului și țâșnește apă. Și ia apă din belșug și poporul este stâmpărat de sete. Și Noul Testament ne spune că stânca aceea care era acolo și din care a țâșnit apă era cel care a creat cerurile și pământul, mările și uscatul, Hristos Domnul. Poporul este pe drumul acesta pentru că Dumnezeu îi conduce pe drumul acela și în Deuteronom capitolul 8 ne spune cuvântul lui Dumnezeu că motivul pentru care i-a trecut pe acolo a fost ca împrejurările acelea să scoată la suprafață lucrurile ascunse ale inimilor. Altfel spus, nu împrejurările creează acele reacții noi, păcătoase, răzvrătite, cârtiri și nemulțumiri. Ele sunt în noi și împrejurările doar le scot la suprafață. Ca să ne apropiem mai mult de noi, o să le întreb pe surori cu rugămintea să nu ridicați mâna. De câte ori ați spus în viața de căsătorie, mă enervezi? Mă enervează soțul, mă enervează copiii, mă enervează vecinii. De câte ori au spus soții, și vă rog să nu ridicați mâna nici soții, mă enervezi? Numai prezența ta și mă enervează.
Biblia spune, nu e adevărat. Nervii sunt în tine. Soțul sau soția doar îi ajută să iasă la suprafață. Ca să îți dai seama că ai nervi în tine. Că problema este în noi, nu în afara noastră. Că sunt acele lupte pe care le avem cu firea noastră păcătoasă și Dumnezeu ne învață din Vechiul Testament că împrejurările doar le scot la suprafață. De ce le scoate Dumnezeu la suprafață? Ca să ne facă pe noi conștienți că le avem, să ne cheme la pocăință, la transformarea vieții, la sfințirea noastră, la creșterea noastră duhovnicească, în așa fel încât să fim asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. După toate lecțiile acelea în care scoate Dumnezeu la suprafață pornirile acelea urâte, firești din viața lor, la Refidim se schimbă scena. Refidim înseamnă loc de odihnă. Au ajuns la Refidim după toate acele călătorii de câteva săptămâni, toate aceste încercări prin care au trecut și la Refidim este loc de odihnă și ar fi zis acum, în sfârșit, ne odihnim și stăm liniștiți. Probabil că ar suna ceva de felul următor. În sfârșit plecăm în concediu și ne odihnim și în prima zi de concediu vă certați de nu vă mai vorbiți unul cu altul tot concediu. Pentru că apare ceva dintr-o dată. La Refidim pe neașteptate, Amalek este un popor nomad care trăiește în pustia Sinai în vremea aceea, un popor care era cunoscut pentru violență, pentru atacuri surpriză, pentru modul în care pur și simplu preda alte popoare sau alte caravane care treceau pe acolo. Copiii lui Israel n-au nimic de a face cu ei, nu le-au făcut nimic, nu i-au supărat cu nimic. Ei sunt în călătorie spre țara făgăduinței și dintr-o dată sunt atacați de poporul acesta nomad și în cartea Deuteronom aflăm mai multe detalii. Deuteronom 25, de la versetul 17. Adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalek pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se tărau la coadă, când erai obosit și slăit de puteri. Adu-ți aminte de întâmplarea de la Refidim, spune Domnul poporului. Adu-ți aminte. Modul în care a procedat Amalek. Nu ai deranjat poporul acesta cu nimic, nu le-ai făcut nimic, n-au avut niciun motiv. Fără teamă de Dumnezeu, fără motiv, s-au năpustit asupra ta, nu atacând din față, atacă pe dinapoi. Atacă pe dinapoi unde sunt, spune cuvântul lui Dumnezeu, cei care sunt slăiți de puteri, obosiți. Sunt cei care au rămas în urmă și abia se târăsc. De acolo atacă. Și când are loc atacul acesta, Moise îl cheamă pe Iosua și spune, Iosua, avem un război pe care nu-l mai putem evita. Avem o situație în care atacul este atât de mârșav și atât de periculos încât nu-l putem evita, așa că va trebui să luptăm. Până acum, cei din poporul Israel n-au purtat niciun război pentru că în Egipt nu erau soldați, nici ofițeri, ci erau ce erau? Robi cărămidari. Frământau pământ și făceau cărămizi. N-au făcut armată și n-au studiat tehnică militară și n-au studiat strategii de organizare și de bătălie când ești atacat într-un fel sau altul.
Dintre toți cei care erau prezenți acolo, unul singur avea pricepere militară. Cine era acela? Moise. Moise a fost crescut la casa lui Faraon și el a învățat toată știința Egiptului. Singurul care era priceput în probleme militare era Moise. Nu Iosua. Iosua devine mai apoi slujitorul lui Moise, dar Iosua până atunci n-a fost în niciun fel de război și n-avea niciun fel de experiență de luptă. Și acum cel mai priceput, singurul priceput, îl cheamă pe Iosua și spune: Iosua, avem războiul la ușă, alegeți tu niște oameni și du-te la război și mâine eu mă duc, mă urc pe munte. Acum, dacă ai fi fost în locul lui Iosua, ce ai fi spus? Dar nu-i corect. Nu-i cinstit. De ce să mă duc eu pe front și nu te duci tu? De ce nu-ți folosești tehnica ta militară, toate lucrurile pe care le-ai învățat tu la curtea lui Faraon în Egipt, de ce nu le folosești tu ca să mergi tu în linia întâi? Moise spune: Iosua, alege tu niște oameni, te duci în vale, la război, eu mă duc mâine pe munte cu toiagonul lui Dumnezeu în mână. Vi se pare corect? Acum, Iosua este pocăit. Iosua nu-i întoarce lui Moise vorba înapoi și nu-i pune la îndoială înțelepciunea și nu-i pune la îndoială nici inima. Iosua alege niște cărămidari care nu s-au luptat în viața lor și se înarmează și ei cu ce pot și se pregătesc să meargă la luptă, la război în vale. Moise, însoțit de fratele lui Aron și de Hur, îl găsim pe Hur aici pentru prima dată, și comentatorii spun că s-ar putea să fie soțul lui Miriam, sora lui Moise. Nu știm dacă a fost sau nu. Dar dacă a fost așa, Moise se urcă cu fratele și cu natul pe munte, cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Cum vi se pare? Cum mai fi reacționat să fii unul dintre oamenii aleși de Iosua, să mergi la război și să vezi că ăștia, toți trei, se urcă pe munte, bine mersi? Moise vede ceva. Ce Biblia vrea să ne arate și nouă, să ne deschidă ochii. Moise vede ceva. Că atacul lui Amalec, războiul acela are două dimensiuni. Are o dimensiune vizibilă și una invizibilă. Este o dimensiune la nivelul celor care luptă, soldații pe front. Este o dimensiune invizibilă în lumea spirituală. Și în urmă cu câteva săptămâni, când ne-am uitat la modul în care rugăciunile noastre influențează gândirea conducătorilor lumii, ce putere are rugăciunea celor care mijlocesc înaintea lui Dumnezeu, pentru ca din lumea nevăzută Dumnezeu să folosească toate resursele Lui să schimbe mintea conducătorilor. Pentru că Apostolul Pavel ne învață că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății, a domniilor și stăpânilor întunericului acestui viac. Este o luptă în lumea spirituală cu ființe reale, dar nevăzute. Moise vede că în spatele atacului lui Amalec este o influență a celui rău. Este o influență demonică, o influență care folosește poporul Amalec să atace poporul Dumnezeu și să zădărnicească planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu se desfășoară în etapele pe care le prezintă Biblia. Mai întâi să ducă poporul în țara făgăduinței, dar nu doar așa ca să-i binecuvinteze pe ei pentru ei, ci să facă din ei un popor misionar pentru toate popoarele lumii. Dar poporul acesta mai poartă cu el
Ceva ce Biblia subliniază din Geneza, capitolul 3, și apoi în Evanghelii este descoperit lucrul acesta. Poartă cu ei promisiunea, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Poartă cu ei promisiunea mesianică. Este planul lui Dumnezeu pentru mântuire. Aleluia! Amalec, sub influența celui rău, vrea să nimicească poporul acesta și găsim mai târziu în cartea Estera pe Haman, care este un amalecit, care vrea să extermine poporul acesta, să nu mai fie pe fața pământului, ca să zădărnicească planul mesianic al lui Dumnezeu. Moise înțelege asta. Moise înțelege că există o lume văzută și o lume nevăzută. Și că bătălia trebuie purtată în amândouă lumile. Și Moise se urcă pe munte cu toiagul lui Dumnezeu în mână, semnul pe care i l-a dat Dumnezeu autorității lui, a puterii lui, a judecății și a izbăvirii lui. Este toiagul acela ca semn. Și începe lupta. Lupta din vale este inegală. Amaleciții sunt mai bine antrenați pentru război și sunt pregătiți pentru război. Iosua cu oștenii lui nu sunt nici antrenați pentru război, nici pricepuți în război. Dar pe câmpul de luptă se întâmplă ceva incredibil. Când Moise ridică mâinile cu toiagul lui Dumnezeu în mână, ce se întâmplă în vale? Ce se întâmplă în vale? Fără explicație militară, fără niciun fel de explicație de tehnică de luptă sau de forțe sporite vizibile, Iosua cu oamenii lui sunt așa de tari încât Amalec dă înapoi. Fără explicație militară, fără arme suplimentare și tehnologie de ultimă generație. Dar, v-am mai spus cu altă ocazie și repet, dacă vreți să faceți experimentul acasă seara asta sau mâine dimineață, vă rog să ridicați mâinile sus și să vedeți câte minute le puteți ține așa. Ce ziceți? Cam cât timp le-ai putea ține? Ce ziceți? Câți ani are Moise în ziua bătăliei? Câți ani are? 80 de ani. Ok, seniorii bisericii, vă rog să încercați și dumneavoastră. Moise ține mâinile sus și armata lui Iosua are biruințe extraordinare pe câmpul de luptă. Dar după câteva minute te dor mâinile și obosești. Și Moise lasă mâinile. Și se întâmplă ceva pe câmpul de luptă, amaleciții dintr-o dată devin mai puternici, ostașii lui Iosua se moaie, nu mai au vlagă în ei, nu mai pot ține piept. Și amaleciții avansează, câștigă teren. Și Moise ridică din nou mâinile. Și iar se întoarce mersul frontului. Și dintr-o dată, și Moise, și Aaron, și Hur înțeleg ceva. Toiagul lui Dumnezeu ridicat în mâinile lui Moise. Nu este magie, nu este o încurajare psihologică, ci este un canal care aduce putere dumnezeiască în vale. Este un canal dumnezeiesc pe care Dumnezeu îl folosește ca să dea puteri și biruință supranaturală în vale. Și Aaron și Hur înțeleg că mâinile lui Moise trebuie să rămână sus, neîntrerupt. Și fac ceva atât de simplu și totuși atât de profund. Iau o piatră
îl așează pe Moise să stea pe piatră. Arun de o parte, Hur de cealaltă parte și ce fac? Îi țin mâinile cu toiagul lui Dumnezeu ridicată spre cer. Până când? Până la asfințitul soarelui. Și în vale se câștigă biruință. În vale este manifestată puterea lui Dumnezeu. În vale este miracol. Dar miracolul acesta are explicația pe munte. Și Biblia spune, astea au fost scrise pentru noi. Au fost scrise pentru Biserica Emanuel. Pentru mine. Pentru tine. În ce bătălii ești implicat? Care este Amalec care te atacă pe tine? Comentatorii Bibliei spun Amalec are trei dimensiuni. Amalec reprezintă firea noastră pământească. Firea aceasta noastră pământească îndreptată mereu înspre lucruri împotriva Duhului lui Dumnezeu. Așa spune Pavel în Galateni, capitolul 5. Duhul poftește împotriva firii și firea împotriva Duhului. Că Amalec poate să fie firea aceea a nervilor mei și a nervilor tăi, a lăcomiei din noi, a pornirilor de un fel sau altul, a păcatelor care ne înfășoară așa de lesne. Și bătălia aceea se dă în valea inimii mele și în valea inimii tale. Ai pierdut bătălia. Ai fost biruit. Ai căzut. Ai avut momente în care ți s-a părut că te ridici de acolo. Și apoi ai căzut din nou. Și ești descurajat. Și ești gata să abandonezi. Bătălia aceasta poate să fie atacul lumii acesteia asupra ta și asupra mea. Bătălia de a merge să ducem Evanghelia și în bătălia cu rușinea. Cu frica să nu fii umilit sau batjocorit, persiflat. În bătălia aceasta să stai lângă Dumnezeu în mijlocul celor netăiați împrejur. Te-ai simțit așa de slab. Te-ai simțit atât de neputincios. Ai fost atât de repede biruit. Și au trecut ani de zile. Și mărturia mea și mărturia ta suferă. Pentru că ne-a biruit lumea. Pentru că ne-am luat după mersul lumea acesteia și e mai ușor să vorbim cu oamenii despre toate nimicurile vremii noastre decât despre Domnul și Dumnezeul cerului și al pământului. Ai pierdut bătălia. Ești descurajat? E bătălia cu cel rău, care ne atacă gândurile, ne atacă familia, ne atacă pruncii, ne atacă nepoții, ne atacă bisericile, ne atacă societatea, ne atacă școlile. E o bătălie cu cel rău care vine cu o forță extraordinară. Ai pierdut bătălia pentru familia ta. Ai pierdut bătălia pentru copii. Ai pierdut bătălia pentru nepoți, pentru soț, pentru soție. Ai pierdut bătălia pentru mântuirea lor. Lucrurile acestea au fost scrise pentru învățătura noastră. Care e învățătura? Învățătura este că bătălia poate fi câștigată. Poate fi câștigată dacă ne urcăm pe munte. Muntele acesta este semnul părtășiei, a rugăciunii, a dependenței noastre de Dumnezeu. Este semnul acesta că Dumnezeul nostru are toată puterea în cer și pe pământ. Și când depindem de El, când ne ridicăm mâinile spre cer, ca semn al dependenței noastre totale de El, puterea lui Dumnezeu este nemărginită. Bătălia din vale se câștigă pe munte. Dar așa e că uneori, chiar pe munte fiind,
am obosit. Din nou n-am să vă rog să ridicați mâinile, câți dintre noi am obosit cu listele de rugăciune? Câți am obosit cu ceasul acela de rugăciune pe care l-am făgăduit atunci când ne-a cercetat Domnul? Câți dintre noi am obosit în a continua să ne rugăm pentru mântuirea celor din casele noastre și a celor de lângă noi? Câți am obosit și ne-am descurajat? Zice Biblia că mâinile lui Moise fiind trudite, n-a mai putut să ducă bătălia spirituală singur. Mai era nevoie de Aron și de Hur. Mai era nevoie de cineva. Mâinile cui le sprijinești ca să fie întărite? De cine îți pasă din biserică? Pentru cine te rogi? Mâinile cui le sprijin ca să rămână sus și Dumnezeu să dea biruință? De cine îți pasă? Îngăduiți-mi să ne amintim câteva lucruri. Câți dintre noi cunoaștem copiii care au fost aduși la binecuvântare aici și am chemat numele Domnului peste ei și împreună cu părinții am spus: Doamne, ne rugăm ca la vremea potrivită să le dai mântuirea Ta. Și acum nici nu mai vor să audă de Dumnezeu și de casa Lui. Câți cunoașteți așa ceva? Mâna sus dacă cunoști. Mulțumesc. Câți cunoaște oameni care s-au botezat și au făgăduit că îl vor urma pe Domnul până la moarte și au plecat? I-a biruit păcatul, i-a biruit lumea, i-a biruit cei răi, cel rău. Și au fost familii, au fost frații lor care s-au rugat pentru ei și au obosit. Mâinile cui le vei sprijini? Biserica Emanuel are bătălii pentru mântuirea oamenilor, pentru familiile bisericii, pentru copiii bisericii, pentru bătrânii bisericii, pentru bolnavii bisericii, pentru lucrătorii bisericii. Suntem chemați să ridicăm mâinile, să spunem: Doamne, dă putere supranaturală. De cine îți pasă? Pentru că Moise, sprijinit de Aron și de Hur, a rămas cu mâinile ridicate până s-a terminat bătălia. Până s-a terminat bătălia. Biruința aceea a rămas pentru noi, pentru tărirea noastră, și Domnul spune, spune lui Iosua, scrie lucrul acesta să rămână ca aducere aminte. Scrie lui Iosua să rămână aducerea aminte pentru Biserica Emanuel și pentru bisericile secolului 21. Că biruința din vale se câștigă pe munte. Vă mulțumesc și pentru rugăciunile înălțate, pentru legea educației. Sunt câteva lucruri pe care cu ajutorul lui Dumnezeu le-am câștigat. Dar încă nu s-a terminat bătălia. Mâine dimineață plec iar la București. Alte două zile de bătălie. Vreau să vă spun că și mâinile mele sunt obosite. Oare cine o să țină mâinile? Vreau să vă spun că fratele Dorupt, în bătăliile pe care le are, și dânsul are mâini obosite, cine o să-l sprijine? Fratele Dan, și dânsul, alergând după toate lucrurile, are mâinile obosite. Și fratele Petrică, și dirijorii, și cântăreții, și cei care vin la rugăciune, și ei pot să obosească. Doamne, Tu ești cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Ajută Biserica Emanuel să urce pe muntele rugăciunii. Întărește-ne, Doamne, și dă biruință în vale. Dă biruință, Doamne, în mântuirea celor din casele noastre. Biruiește puterea lui Amalek. Și Moise înalță un altar și îi dă nume: Dumnezeu, steagul meu. Mi-e drag de cei care ați făcut armata. Încă o dată mâna sus cei cu armata făcută.
să ne binecuvinteze Domnul, să aibă milă de ceilalți. Cei care au făcut armata știu ce înseamnă drapelul de luptă. Știu ce înseamnă să ajungi, să câștigi biruința și să pui drapelul ca semn al biruinței. Drapelul lui Moise nu este numele lui, nu este numele lui Iosua, nu este numele celor care au luptat. Drapelul lui este Domnul, este steagul meu. Doamne, te rugăm să fii steagul Bisericii Emanuel. Biruința noastră este biruința ta și slava este a ta. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Și dacă ai bătălii în vale, adu-le înaintea Bisericii rugăciune și spune: Doamne, am bătălia aceea, te rog, dă-mi ajutor. Și Doamne, ajută biserica să-mi sprijine mâinile rugăciunile ei, ca să câștig bătălia de acolo. Dacă ți-a pus Dumnezeu pe cineva pe nume, roagă-te și mijlocește. Dacă e familia ta, dacă e cineva cunoscut, dacă sunt ai tăi, dacă sunt alte lucrări, alte lupte, adu-le înaintea Domnului și spune: Doamne, în seara aceasta ne urcăm pe muntele rugăciunii, deschide cerul și adu biruință. Pentru că Fiul tău a biruit și a spus: s-a sfârșit. Și când s-a sfârșit, a biruit păcatul, a biruit lumea, l-a biruit pe diavolul și este biruitor în vecii vecilor. În numele Lui avem biruința. Haideți să venim la rugăciune cu voce tare, rugăciuni adunate, rugăciuni de mijlocire, rugăciuni de cerere înaintea lui Dumnezeu, rugăciuni cu toată credința și biserica spune amin, pentru că ne urcăm pe muntele rugăciunii și ne sprijinim.